discriminarea multiplă și lupta pe care trebuie să o ducă statele atât pe, la nivel științific, teoretic, dar și prin jurisprudență și prin activitatea organismelor interne și prin colaborarea cu organizațiile neguvernamentale în domeniu, cum subiectul este pe larg tratat în volumul care a apărut din inițiativa organizatorilor. Nu doresc să mă refer sau să puntez decât câteva aspecte, și anume că vorbim de atâția ani despre discriminare, dar nu există încă, la nivelul dreptului internațional, o definiție generală acceptată a discriminării și că principiul nediscriminării s-a impus în timp în cadrul eforturilor depuse de Comunitatea Internațională de State pentru a crea condițiile respectării drepturilor omului. Nediscriminarea, fiind utilizată de multe ori ca formă negativă a egalității în drepturi, ceea ce a făcut ca în multe cazuri să fie definită în strânsă legătură sau una prin elementele celeilalte. Dacă în Carta ONU încă din preambul găsim referit la egalitatea în drepturi, la obligația statelor de a respecta egalitatea în drepturi, nediscriminarea este implicită. Interzicerea discriminării unor categorii specifice de persoane se regăsește în instrumentele internaționale privind discriminarea rasială, discriminarea cu privire la femei, prin instrumentele privind drepturile refugiaților, ale apatrizilor, ale copiilor, ale lucrătorilor migranți și membrilor familiilor lor, ale persoanelor cu disabilități și altele. În ultimele decenii a apărut și s-a impus însă pe plan internațional o nouă națiune, și anume aceea discriminării multiple. În ultimele decenii, legislația și jurisprudența din numeroase state a ținut să utilizeze această nouă noțiune, mai ales, aș spune, la începutul sau începând cu noul mileniu, pentru cazurile în care o persoană era discriminată din mai multe puncte de vedere. De exemplu, o persoană care are o dizabilitate, dar care aparține și unei minorități etnice, lingvistice sau religioase. Dar existând două sisteme de drept clasice, cunoscute, tradiționale, sistemul de drept anglosaxon și sistemul de drept romano-germanic, aș vrea să fac o constatare că dacă în sistemul romano-germanic s-a încercat pe plan teoretic să se explice această noțiune sau s-a încercat pe plan legislativ să se intervină cu reglementări care să se privească discriminarea multiplă, în statele din sistemul de drept romano-germanic, cu statele din sistemul de drept anglosaxon, mai ales anglo-american, s-a încercat mai mult pe calea jurisprudenței să se acționeze în cazul discriminării multiple. Și nu teoreticienii au fost cei care au prezentat aceste cazuri, ci practicienii, judecătorii, magistrații. În convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități a fost pentru prima oară când în sistemul Organizației Națiunilor Unite s-a folosit expres acest termen. La nivelul Consiliului Europei, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a venit cu diferite cazuri la care s-a referit domnul profesor Corățeanu mai înainte și atrăgând atenția asupra faptului că orice discriminare, deci se presupune că și o discriminare multiplă apărută în legislația sau în jurisprudența fiecărui stat membru al Consiliului Europei este sancționată la nivelul Consiliului Europei, aș vrea să amintesc la nivelul Uniunii Europene două directive, directivele 43 din 2000 și 78 din 2000, care numără motivele de discriminare în mod restrictiv și care se referă la situația persoanelor care pot fi victime ale discriminării multiple.
Este vorba de considerentul al 14-lea din Directiva 43 din 2000 și al 8-lea considerent din Directiva 78 din 2000. Evident, Tratatul de funcționare a Uniunii Europene conține mai multe prevederi ce trebuie menționate, de exemplu, interzicerea oricărei discriminări bazate pe cetățenie, potrivit articolului. Asta, am să rog să ia cuvântul acum un coleg de asemenea fidel de la Institutul Teologic Adventist, domnul lector universitar, dr. Daniel Tuță. Vă rog, domnule profesor. Mă simt onorat pentru invitația dumneavoastră, stimate președinte, stimată doamna Cărnescu. Sunt onorat și vin din specialitatea de teologie și psihologie, încercând valorile extraordinare pe care dumneavoastră trebuie să le inserați în această conferință, să fac o paralelă între transgeneraționalismul oral din perioada patriarhală, când a fost o perioadă destul de lungă de timp în care elementele importante din etica, din realitatea vremii, erau transmise oral. Iar astăzi, în societatea contemporană, încercăm să le inserăm pe diverse materiale publicitare, scrise, electronice. Vin și aduc în consensul acestei comparații că elementul de inserție la ora actuală, dacă se face atât cerebral cât și emoțional, de la nivelul școlar până la ultimul nivel de existență, existențial, cred că aceste drepturi le vom insera și le vom transmite din generație în generație. Lucruri care vor avea o evoluție la nivelul nostru moral, etic, într-un sens pozitiv și m-aș bucura să cred, poate să văd cu ochii mei că România va fi lăudată în alte țări de această evoluție a drepturilor la nediscriminare. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim frumos! Trebuie să recunosc că totdeauna articolele domnului lector Tuță sunt foarte interesante. Le-am citit de fiecare dată cu multă atenție. Pentru mine, că nu sunt teolog de profesie și atunci ele sunt cu atât mai interesate. Așa că vă mulțumim încă o dată. Am să rog să ia cuvântul acum domnul lector universitar Dr. Valentin Bădescu, da? De la Universitatea Europeană Sud-Est Lumina. De asemenea, un fidel a acestei convenții și mulțumim foarte mult pentru asta. Vă rog, domnule profesor. Să rămână, doamnelor, domnișoarelor, bună ziua, domnilor. Să mulțumesc și să felicit deopotrivă de toți. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem acum aici. Să știți că e foarte greu să iau cuvântul și să spun ceva deosebit după atâtea și atâtea personalități care au vorbit. Sunt foarte emoționat și vă spun de ce. Acum 30 de ani, undeva aici jos, într-un loc, într-o casă, în locul căreia acum se ridică maestos parchetul, de pe lângă înalta curte de casație și justiție, priveam cum zi de zi dispar case, dispăreau și oameni. Și odată cu ei și viața și speranța dispăreau deopotrivă și bărbați și femei. Și iată un cer peste timp, peste ani. Ce lucrare mă aflu și ne aflăm cu toți în casa poporului, în sala drepturilor omului. E incredibil ce se întâmplă. Ce lucrare are Divinitatea cu noi. Revenind la
obiectul comunicării mele, valorile etice, morale, religioase, ca fundament al protecției juridice a drepturilor femeii, vă pot spune că nu sunt noutăți absolute. Discriminarea chiar a apărut de la Adam și Eva, când Dumnezeu, după ce i-a rugat din rai, pentru unul a stabilit insula cei lung, pentru cealaltă undeva în fotul a cap, asupra s-au întâlnit undeva la mijlocul drumului. Numai că pe vremea aceea nu aveam instituții, nu aveam atâtea instrumente juridice internaționale, europene și naționale pentru a proteja drepturile femeii. Oameni buni, oare trebuie să avem atâtea instrumente juridice, atâtea instituții câte s-au amintit aici și câte nu s-au amintit, încât să ne protejăm partenera de viață? Considerațiile teoretice și practice le veți găsi în lucrarea publicată. Eu mă voi opri acum asupra unor repere, să le zicem, istorice, teoretice. Fiindcă vin unii și ne spun nouă că parcă mai avem de lucru și în materia asta. Eu le-aș aminti acelor oameni, mergând în prelucirea ideii domnului profesor Mazilu, că noi undeva, cândva, într-o lună de decembrie de la 1855, domnitorul Grigore Ghica în Moldova, străbunului Vladimir Ghica, monseniorul beatificat de biserică, abolea biologia. La 6 săptămâni, divanul din țara românească, puțin oarecum neîmpăcat cu ideea că moldovenii au luat-o înainte, după niște frumoase povești de dragoste, și acolo și aici, procedă la același lucru. Și abia la 7 ani, Statele Unite ale Americii emancipează negrii din Statele Unite. Vedeți noastră, peste un an de timp, ce paradox, un președinte al Americii, un om de culoare. Revenind mai către noi, cu toate că etica și morala sunt vechi de lume. Ce aș putea să vă mai spun? Că în viața mea au existat niște femei care m-au marcat. Bunica, mama, soția, fiica. Pe care n-ai cum să nu le respecti. Pornind de la o educație creștină, dar nu văd dacă și în alte religii, fără a face discriminare între ele, nu există aceleași precepte de lauda femeii, de protecția ei. Femeia nu mai are nevoie de atâtea precepte. Femeia și-a născut feminismul. Nu sunt un adept al ideii de feminism. Simone de Beauvoir, cele două doamne din America, trebuia să se emancipeze femeia, dar parcă astăzi femeia s-a depărtat prea mult de statul fecioarei. Femeia însăși trebuie să-și demonstreze și să ne demonstreze că merită acest statut. Femeia trebuie iubită ca orice om. Femeia trebuie respectată. Mă gândesc și la altceva. Mă gândesc aici, în țărișoara asta noastră. Și iarăși vin încărcat de emoție, pentru că el la Academia Română a fost omagiat mare om de stat român,
Ion Cipretian, Ionel Cipretian, un prim-ministru extraordinar. Și nu am spus eu, au spus o chestii și academicieni, adică cu o viziune, cu o înțelegere a realității, acelei realități care ne copresește, că nu pot să nu fac referire la acea perioadă înfloritoare. Atunci România era pe locul 7 în Europa, în perioada lui Crătianu, ca venit național pe cap de locuitori, sau produs intern brut pe cap de locuitori. Iar acum suntem pe locul 20 în Uniunea Europeană. Nu mai vorbesc în Europa. Lucrurile astea se fac, e clar, și prin instrumente juridice, departe de mine de a escamota rolul dreptului al instituțiilor. Sunt un adept al democrației. Sunt adeptul conducerii societății de către popor. Dar administrația, și pare rău că o spun aici, în palatul democrației din România. Salut de popor! Parcă simt același lucru chiar mai apăsător față de administrația de la Bruxelles. N-am venit să critic. Am venit să spun posibile soluții. Nu sunt Mesia. Departe de mine gândul ăsta. Închei cu mesaj optimist, dorindu-vă dumneavoastră, tuturor celor prezenți, sănătate, pace, liniște în suflet. Văd aici atât tine, sunt sarea Pământului, sunt viitorul nostru și sunt încredințat că avem viitor frumos. Chiar dacă acest prezent, în această zi de toamnă târzie, cu ploaie, ne presupune sau presupune, propune meditații către Bacovia. Nu, nu. Trebuie să gândim pozitiv. Și să vă doresc, repet, liniște, pace, sănătate. Dumnezeu să ajute, să ocrotească și să binecuvânteze România. Vă mulțumesc! Sunt onorat. Îmi vine o misiune destul de grea, în vedere că înaintea pauzei de masă să nu vă țin foarte mult. Și îmi cer scuze de la început că trebuie să prezint cu repede înainte cele două articole pe care le veți vedea în integrul în volumul publicat și la dispoziția noastră a tuturor. O să prezint foarte succint cele două articole. Primul se numește Managementul interesului superior al copiilor ai căror părinți sunt la muncă în străinătate, iar celălalt se numește Managementul defectuos și neperformant al actului de justiție în România. În câteva fraze pentru primul articol, este vorba despre situația des întâlnită în societate, în care părinții unora dintre copiii din România, plecați de traiul foarte bun, ghilimele de rigoare din România, sunt constrâși de viață să-și găsească un loc mai bun de muncă, o muncă cinstită și bine plătită, cum se spunea pe la noi, și să lase în țară, în grija bunicilor, prietenilor,
rudelor sau administratorii de bloc, proprii copii, în speranța că după un an, doi, trei, când își vor mai reveni financiar, după ce se vor întoarce în străinătate, lucrurile se vor îndrepta pentru respectiva familie și evoluția, știu eu, spirituală, materială, firească a copilului respectiv nu va avea nimic de suferit. Legiuitorul român a sesizat foarte târziu acest fenomen al migrației. Există și o migrație a oamenilor care pleacă după găsirea unui loc de muncă, deci și plecăm din țară, nu doar vin alții peste noi și trebuie să ne descurcăm cu imigranții. Avem și noi problemele noastre, pentru că statul e departe de a-și îndeplini obligația constituțională de a lua măsuri economice de natură a asigura, cum zice la Constituția României, un nivel de trai decent. Ei, în 2013, legiuitorul român, Parlamentul României, a adoptat o lege prin care încearcă să identifice o soluție legală pentru acești copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Este vorba despre obligația pe care o vedeți acum și pe la reclamele de la televiziune, obligația părinților de a notifica această plecare în străinătate cu 40 de zile înainte și ulterior, după desemnarea unei persoane care se ocupe de îngrijirea acestor copii, este vorba de o procedură judiciară rapidă, pretinde legiuitorul, foarte lentă în realitatea practică, prin care acești copii se deleagă autoritatea părintească altor persoane, de obicei din familie, pe o perioadă limitată de timp, de un an de zile. În realitate, toată această chestiune am analizat-o dintr-o perspectivă și dintr-o perspectivă proprie și dintr-un surprinzător paradox. Plecăm la muncă în străinătate pentru a obține venituri și a le crea un nivel de trai corespunzător copiilor lăsați, dar ignorăm foarte multe și obligații părintești pe care le avem din codul civil și nu doar, dar mai ales probleme cu care se pot confrunta copiii respectivi, lăsați totuși și fără niciun fel de oprotire din perspectivă legală, foarte puțin nu e părinți, din cei plecați fac acea notificare sau se prezintă în fața judecătorului instanțe de tutelă, botezată instanță de tutelă după intrarea în vigoare, deja nu pot să mai zic nouă cod civil, care de câțiva ani de când produce efecte. Și atunci sunt probleme de tot felul, de la probleme privind identitatea acestor copii, insuficient protejată, pentru că nu poți obține, de exemplu, un act de identitate dacă nu ești însoțit de unul dintre părinți sau reprezentanții legali. Ne făcând niciun fel de demers, te trezești că nu mai poți să intri în examen de capacitate pentru că părinții sunt în Spania. Asta unul din exemple. Până la probleme referitoare la delinvența juvenilă, la șocul post-traumatic, sunt fel și fel de probleme cu care acești copii se confruntă, până la traficul și consumul de droguri și de persoane care, evident, copilul nesupravegheat poate intra în diverse anturaje și se pot întâmpla lucruri destul de complicate. Bineînțeles că singura vină nu aparține doar acestor părinți, ei practic au plecat într-un scop legitim și aparent benefic copiilor, dar o analiză mai atentă, sunt chiar subiecte și teze de doctorat pe acest subiect, a scos în evidență probleme deosebite și această soluție, principal de delegare temporară a autorității părintești, e departe de a acoperi toată paleta de probleme cu care se confruntă acești copii, lăsați practic grija nimănui. Iar statul, prin instituțiile sale, este departe de a de a suplini eficient lipsa acestor părinți care nu mai pot să ocrotească niciun fel copiii rămași în țară. Pe larg veți vedea articolul, am promis că o să fiu scurt. Al doilea subiect, managementul neperformant și discriminatoriu al actului de justiție. Acum un an de zile am pornit pe site-ul juridice.ro un serial numit Managementul defectuos al împărțirii dreptății, pornind de la constatarea că suntem foarte departe, doar adoptând noile coduri, în a cunoaște și mai ales aplica aceste prevederi în practică. Serialul are deja vreo 12 episoade și sper să nu se ridice la numărul de episoade de la tânăr și neliniștit, pentru că problemele din cele 4-5 milioane de dosare care se judecă în fiecare an în România sunt probabil de acest nivel. Eu m-am aplicat în special în materia în care am pretenția că mă pricep, în materia dreptului familiei, dar veți găsi printre aceste probleme și chestiuni legate nu doar de dreptul civil, în special al dreptului familiei, veți găsi și de dreptul constituțional
binecunoscuta frază pe care o vedem pe buzele tuturor, hai să nu încep cu parlamentarilor, tuturor persoanelor anchetate, miniștri, foști miniștri, din calitatea de ministru poți să fii demis de stradă, din calitatea de fost ministru, nu te dimite cu Dumnezeu atunci când îți vine timpul. Știți că e acea prevedere, fostul ministru trebuie să aibă avizul, deci chiar de începerea urmăririi penale, adică este cam o cauză de impunitate sui generis, așa că ar trebui prima dată eliminată, dacă tot vrem să începem reforma clasei politice. Deci merg în instanță să-mi dovedesc nevinovăția. Este fraza cheie, standard, pe buzele tuturor, chiar ale unor oameni dotore în drept, pentru că înțeles că s-a dat și o ordonanță de urgență de tragere a propriilor titluri, mai nou. Și am demonstrat că nevinovăția, mă rog, ce se învață la anul 1 nu se demonstrează, pentru că este prezumată de Constituție, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Codul de Procedură Penală și alte reglementări internaționale, deci în zona dreptului penal. Au fost probleme și în materia, în activitatea în curtea noastră, ca să nu pară că am ceva cu unii dintre magistrați, subliniez cuvântul unii, nu înseamnă că toată lumea este neștiutoare de carte, dar rămân uimit că sunt oameni care ar pica foarte ușor la testele de, nu știu, de drept, de teoria generală a dreptului, dar întâi. Și mă întreb totuși cum putem să-i plătim, pentru că s-a ridicat problema, le ridicăm veniturile pentru că vor judeca mai eficient. După aia a venit problema, domnule, stai puțin că n-au sediu adecvat, vedeți că cazul în alte curs de casație și justiție și îi vom muta într-un sediu. La Buzău s-au investit recent cazarea 430.000 de euro în amenajarea într-o jumătate de mol a sediului noi judecătorii, care se va lansa chiar în prezența Ministrului Justiției peste o săptămână. După ciolanul de 1 decembrie, pe 2 decembrie va fi marea lansare a judecătoriei din Buzău. Eu sunt foarte curios dacă plus valoarea, investiția făcută în sediu, pentru că e adevărat, trebuie să avem sări corespunzătoare, echipamente adecvate, va duce și la o creștere, măcar o jumătate, a calității actului de justiție, pentru că altfel nu mai avem niciun fel de scuză. Acum condițiile chiar sunt la un nivel deosebit, și peste probabil 2-3 săptămâni o să vă invit să citiți pe juridice nou articol, se va numi, fiindcă este judecătoria în mall, este lângă 3 cinematografe 3D și mi-a venit inspirația să numesc articolul Justiția 3D, e nuovo cinema paradiso, un titlu de film cerut. Mă rog, am niște premii în trecut. Deci, problemele sunt destul de mari, constatate de mine. Surprinzător pentru mine este că oamenii privesc reticent demersul meu de a îndrepta oarecum. M-a sunat o doamnă judecător după 2 zile de plâns și mi-a spus, domnule, de ce scrieți pe juridice? Aveți ceva cu mine? Domnule, stați puțin că n-am ceva cu dumneavoastră, dar când aprobați, după procedura cunoscută copy-paste, un acord de mediere în care, printre altele, se desface o căsătorie și se tăgăduiește paternitatea. Deși la prima lecție, la cursul ăla de mediere pe care dă 40 de milioane, se spune tăgala paternității nu poate să intre într-un acord de mediere, text expres și în legea medierii și așa, eu cred că se va convine, poate pe următorul nu mai aprobe, adică măcar atâta. Altfel, dacă spuneam, îmi spunea cine ești dumneavoastră de la evidența persoanelor să ne corectez pe noi, magistrații. Unii dintre ei, i-ați văzut, în cătușe și care la căror maximă preocupare era să găsim o cutie metalică, să luăm de la frații Becali cei 200.000 de euro șpagă ca să nu ne mănânce șoarecii. Adică, foarte important. Protejarea mitei este deosebit de importantă. Deci, subliniez, nu am ceva cu toată lumea, analizez punctual, vorbesc doar cu hotărâri definitive, ori definitive irrevocabile după caz, dar sunt exemple de neurmat și ca să chei cu ce spunea un distins judecător, tot pe site-ul juridice într-un articol, la coduri noi de judecat, tot noi, mulțumesc mult! Vă mulțumim de tot, vă mulțumim de microfoanele. Iertați-mă. Vă mulțumesc. Mi-am rămas așa cu gândul la prezentarea dumneavoastră, la ideile aduse în dezbatere. Acum aș vrea să dau cuvântul unei unitor profesor foarte distins, care mi este foarte drag, este decan de Facultății de Științe Politice, deci este șeful meu din ierarhică, eu fiind cadru didactic la Universitatea, la Facultatea de Științe Politice, la Universitatea de Creștine din Academie. Dar ce-aș vrea să spun în legătură de domnul decan, Nicolo Crestășor, de fapt,
poate sună foarte evident, este un domn care a lucrat în sistemul în armată, deci a trebuit să preneu o disciplină extraordinară, dar este un om foarte, foarte tolerant. Muncește foarte mult, de multe ori le face pe toate singur. Nu e lucru pentru asta, că nu ne zică. Dar astăzi ne va prezenta o temă foarte interesantă, da? Pe care vrem să o extindem la primăvară, așa și la nivel de universitate, să adică să dezbatem și efectiv doar de migrație, și anume unele aspecte privind azilul și migrația la începutul secolului 21. Vă rugăm, domnule. Mulțumesc, doamna profesoară, pentru această introducere, pentru acest laudațion pe care mi l-ați făcut în deschiderea prezentării mele. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dați-mi voie bun să mulțumesc cu realizatorilor pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a contribui cu o comunicare în cadrul acestei conferințe și de asemenea să mă alătur și eu tuturor celor care își exprimă gratitudinea față de organizarea acestei conferințe cu această topică. Tema comunicării mele se referă la unele aspecte privind azilul și migrația la început de secolul 21. În momentul în care eu m-am gândit la această comunicare, nu se întâmpla pe scena Europei atât de intens aceste fenomene cu care se confruntă lumea sau mapa mondului în acest moment. În acest context, eu am conceput această comunicare pe două paliere, respectiv definirea conceptelor de migrație, imigrație și azil și impactul azilul și migrației asupra României, bineînțeles cu câteva concluzii referitoare la aceste aspecte. Desigur că doi distinși și vorbitori și alții, în acest context, s-au referit pe larg sau la actualitatea problematicii migrației, refugiaților, azilului, deci problematică care se confundă în primul rând Europa, dar și lumea, dacă este vorba cu domnul Europa sau cu azilul de domnul Unii și domnul Desigur că migrația urbană este un fenomen cunoscut din cele mai vechi timpuri și a constituit un subiect de multe discuții, luni de poziție, mai mult sau mai puțin oficiale, studii, articole și mai recent dezbaterea aprinse, cuprinzând inclusiv cena politică a multor state dezvoltate, suscitând din păcate, de cele mai multe ori polis, electoral sau propagandistic. Desigur, făcând apel la ceea ce a spus distinși mei antevorbitori, nu o să mai mă refer la actualitatea sau la problematica actuală a acestor aspecte. Dar o să încerc să punctez principalele elemente din conținutul comunicării mele și să scot în relief problemele pe care le consider eu a fi mai deosebite sau esențiale. Încă de la începuturile umanității, migrația a fost un fenomen prezent, la început inconștient și haotic, manifestat prin mișcări de oameni, reduse ca număr, cu timpul fenomenul căpătând forme diverse. Aceste aspecte au fost urmărite și analizate la început doar de unele state, apoi de organizații regionale și ulterior la nivel mondial. Lumea se află în 2015 la o mare răscruce. Realitatea cotidiană se prezintă îngrijorător, aflată într-o criză a migrației prelungită, începută și răspândită ca o ondă de șoc din Statele Unite și extinsă în Europa și în alte state ale lumii, marginate de conflicte interne, sărăcie, gravele anomalii din lumea islamică, generatoare de revolte sociale aflate în plină derulare, cu diferite tendințe de transformare în războaie interne, pro și contra regimurilor, ori conflicte interreligioase, este vorba în primul rând de state ca Egipt, Libia și acum și mai existent în Siria, determină mari mișcări de populație dintr-o parte într-o altă. Se poate compromite pe foarte înălțeată lupta popoarelor islamice din această parte a lumii la libertate, afirmare, dezvoltare, siguranță socială. Riscul suprimării dorințelor finești afirmate de tinerile generații din aceste state aflate în problemă cel mai globalizată, poate arunca lumea arabă situată în imediat apropierea frontierelor Europei, în urmă cu zeci de ani, creând condițiile transformării lor în state tot mai radicale. Pentru mulți, temele de migrație, imigrație și azil sunt noțiuni abstracte, dar foarte mulți, de foarte mulți neînțelese și adesea confundate. Din punct de vedere etimologic,
Migrația se referă la deplasarea oamenilor și la localizarea geografică, permanentă sau temporară. Ca orice termen de specialitate, dicționarele de instituții specializate ale statelor, organizațiile internaționale, dau definiții mai ample, mai succinte, care încearcă să creeze o imagine capabilă, să exprime esența în sine, definiții din care unele dintre acestea cu... Chiar ne ridică, mă, nu e. O dă bucurie. We are independent experts from legal, political, and social science backgrounds, and our mandate is to provide advice to member states and EU institutions to carry out comparative legal and social research. So the key value of the agency is to provide comparative legal research
and social research from all 28 EU member states. Ideile de bază ale agenției sunt cercetarea comparativă în domeniul legal și social, evidența, expertiza și asistența în problemele legate de drepturile fundamentale și, de asemenea, dialogul cu societatea civilă to give voice to the groups that are marginalized and would not be heard. De asemenea, una din preocupări la Agenția Europeană pentru Drepturile Omului este aceea de a trage un semnal asupra încălcării drepturilor omului, de a crește gradul de conștientizare a societății civile asupra acestor fenomene. Some key areas of our work, next slide please, include access to justice, victims of crime. Deci, activitatea Uniunii Europene se bazează pe mai multe arii, pe nouă arii tematice. Accesul la justiție, de exemplu, rapoarte privind o abordare prietenoasă a problematicii drepturilor copilului, victimele crimei, de exemplu, culegerea de date privind sprijinul acordat victimelor, informarea societății, deci un raport privind societatea informațională asupra supravegherilor. I will now outline some key projects and describe the different formats in which we publish our evidence-based advice. Next slide, please. So our research includes legal research, for example, handbooks on European law that we produce together with the European Court on Human Rights. We also produce legal reports, social science research, which includes large-scale surveys, for example, the Violence Against Women survey, which was published last year. Munca pe care o face Agenția Europeană pentru Români în domeniul juridic se referă la ghiduri, sondaje de opinie, rapoarte, astfel menționăm ghiduri privind activitatea celor de informații, supraveghere, apoi ghid privind asupra dreptului european, în cooperare cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ghiduri privind drepturile copilului 2015, azilul și migrația 2014, protecția datelor 2013 și notificarea 2011. De asemenea, se face și o activitate de cercetare științifică, care este socială, bazată de date primare pe sondaje și anumite domenii de specifice de lucru, cum ar fi și au rezultat rapoarte, cum ar fi violența împotriva femeilor, apropo de România și ca Convenția de la Istanbul, deci 2014, rapoarte împotriva antisemitismului, LGBT și problema minorității rome, EU, Mediz. Apoi, exploatarea sederea a Oțelucă, 2015, despre aceasta de la Europi. So we also publish short focus papers, legal opinions when asked by the EU institutions, and we also work on developing indicators, for example, to assess the political participation of persons with disabilities. De asemenea, se mai activitatea mai vastă și la organizarea de publicarea de lucrări care sunt centrate pe anumită temă, cu scopul de a ajuta, ajuta autoritățile. De exemplu, unul dintre ele este practic privind amprentare. Știți că o problemă în cazul migrației este care este reclamată, dreptul la demnitate și atunci, dacă este corect, ei să fie amprentați, să vă rog, ca orice om care potențială criminal. Deci dacă amprentarea, practice de amprentare, nu va cumva drepturile omului, aceasta în 2015, de asemenea, se culeg opinii despre cum se, care sunt percepțiile cetățenilor față de anumite probleme. De exemplu, atunci când a fost discuția despre numirea unui procuror public al Uniunii Europene,
de asemenea despre directivele care au vizat rasismul și xenofobia. Și sigur, ele axându-se pe victimele crimei, victimă trancă. Și de asemenea, a vrut să reivindicator pentru a evalua valoarea politică a persoanelor cu dizabilități în Uniunea Europeană. A brief word on our partners. Stakeholder, next slide, please. Stakeholder engagement is a key part of our work. We partner with the EU institutions, including the Commission, the European Parliament, and the Council. Uniunea Agenția Europeană a Drepturilor Omului, desigur că această muncă foarte bună o poate realiza în cooperare și parteneriat cu Consiliul Economic și Social Europene, cu Parlamentul European, Comisia, cu Consiliul, deci Comitetul Regional și Comitetul Economic și Social fiind corpuri consultative și diferite agenții ale Uniunii Europene. Also at national level, we cooperate with national human rights institutes. La nivel național, desigur, tu știți, se colaborează cu Institutele Naționale pentru Protecția Drepturilor Omului, cu organismele privind egalitatea de șanse, cu Avocatul Poporului, intergovernmental organizations such as the UN, Council of Europe, de asemenea cu organisme interguvernamentale, cum este Consiliul Europei, Organizația Națională Unită, OSCE-ul, deci organizația de cooperare în Europa. And we collaborate with over 400 civil society organizations across the EU. It's a key part of our work, as these are the organizations who know the fundamental rights realities on the ground. De asemenea, desigur, un actor cheie este societatea civilă, parte în formă de organizare, și atunci există platforma FRA pentru organizațiile non-guvernamentale, cu mediul academic, cu partenerii sociali. Next slide. Please. We also produce a lot of our work on social media. We have an app with the Charter of Fundamental Rights, and we also produce videos, for example, on children and justice, an easy explain to children video on the right to be heard. This is also available in Romanian. De asemenea, Agenția Europeană a Drepturilor Omului este implicată în aspectele legate de comunicare, de social media și, de exemplu, în Carta Drepturilor Omului. Sufăr un moment, o să dăm cuvântul domnului senator Gordoș, pentru că are un program foarte încărcat și are niște lucruri interesante să ne spună pentru că domnul senator. Egalității de gen.
Deși în ultimii ani în Uniunea Europeană, inclusiv România, s-au făcut progrese remarcabile în domeniul egalității de gen. Inegalitățile între femei și bărbați încă sunt prezente în majoritatea domeniilor de activitate, ceea ce constituie o gravă încălcare a drepturilor fundamentale, așa cum s-a mai menționat astăzi. În acest scop, progresurile europene se axează pe consolidarea egalității între femei și bărbați, poate antrena beneficii atât economice cât și comerciale, așa cum este prevăzut în concluziile Consiliului cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați, consolidarea creșterii și ocupării forței de muncă. Pe lumea Consiliului, din 30-18-2009, iar strategia noastră, egalitatea între femei și bărbați 2010-2015, pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020, și anume o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă, incluziunii este necesar ca potențialul și talentul femeilor să fie utilizate mai mult și mai eficient. Seara când am extras un citat din această directivă. În calitate, sigur, de stat membru, nu trebuie să mai spun eu, România are obligații de a transpune directivele Uniunii Europene în legislația națională. De remarcat este faptul că toate directivele, și s-a mai spus și acest lucru astăzi aici, ce reglementează aplicarea promovării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, au fost transpuse în legislația națională, conform informațiilor oferite de Departamentul pentru egalitate de șanse între femei și bărbați, din cadrul Ministerului Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Transpunerea acestor directive, dat și faptul că corespund unui de aplicare specifice, s-a realizat prime multe acte normative, procesul de transpunere a fost constant monitorizat de către experții Comisiei Europene, iar acte normative finale de transpunere au fost notificate Comisiei. Slide-ul următor, celălalt, înainte, mulțumesc. Astfel, am menționat doar câteva dintre acte normative care au la demersul adoptării directivelor europene anterior, aderării României, care sunt legea 31/90 comercială, legea 900 de sistemului de pensii, legea 53 codul muncii și celelalte pe care el a enumerat aici. În capitolul 2 am prezentat evoluția legislației Uniunii Europene în domeniul egalității de gen, cu aplicabilitate și în România. În domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, Uniunea Europeană a adoptat o serie distinctă de șase directive și nu am să le mai enumăr decât doar directivul 86, dar și totul la fel de conțatorii implicați în această activitate. Înainte de a discuta despre Clarity, aș vrea să precizez un lucru și anume colaborarea bună dintre Institutul Român pentru Drepturi și Agenția pentru Drepturi Fundamentale Uniunii Europene. Institutul a participat și la un alt proiect al agenției și anume Scul Agenda. O agendă care cuprindea informații destinate unei grupe de vârstă mai mici, tinerilor până în 12 ani, și care a fost foarte bine primită de tinerii din întreaga țară. La tinerii din România. În ceea ce privește Clarity, acest proiect a apărut din anumite considerente și anume numărul foarte mare de petiții pe care cetățenii din statele europene le depuneau la mai multe instituții publice. Aceste considerente Agenția pentru Drepturi Fundamentale Uniunii Europene a gândit acest proiect Clarity ca un instrument online interactiv. Un instrument care să identifice și să ofere informații cu privire la organismele non-judiciare competente să ofere sprijin persoanelor cărora au fost încălcate drepturile fundamentale. Este adevărat, Institutul a participat încă de la început la dezvoltarea acestui proiect, așa cum vorbeam și cu
reprezentantul agenției aici de față, au fost invitate, presupun, toate statele, au răspuns invitației 12 state din partea țării noastre, a existat mai multe grupuri de lucru. Iată, în cele din urmă, acest proiect a fost lansat. A fost lansat în data de 7 octombrie 2015, deci destul de curând. Și, iar spuneam anterior, că am făcut cu reprezentantul agenției, pentru fundamental european și ne gândeam că ar fi frumos, fi corect și potrivit ca în cel mai scurt timp să participe în cadrul acestui proiect și celelalte state membre ale Uniunii Europene, deoarece în prezent, față de cele 12 state, mai participă alte două state, și anume Malta și Portugalia. Portugalia însă nu și-au din ce am înțeles la România, care a acum 20. Noi, la Viena, nu și-a actualizat informațiile cu privire la organismele care vi se regăsească în acest proiect. Din cunoștințele noastre, mă referea Centrala Națională, nu avem un feedback asupra aceea a modul în care este perceput proiectul Clarity, dar el este încă la început, în ceea ce privește feedback-ul pe care l-a reacționat și ei și cred că au avut în acces asupra site-ului și au putut să identifice exact pe baza sondajelor câte persoane au accesat fiecare țară instrumentul, iată România, din ce am înțeles, s-ar situa pe poziția 6-a. Sper că acest proiect Clarity va fi unul eficient. Asta este și dorința mea de la Agenției Fundamentale Europene și sper ca institutul și alte instituții din țară să participe și la proiecte atât ale agenției, cât și ale autorilor europene. Deci, stau chestia asta. Deci, stau chestia asta. Uite, hai să luăm așa, mergem într-o bibliotecă, da? La ce nu-i luat cărțile? Cât la sută să vă reușesc să vă duc? E pe bună. Luăm toate cărțile care s-au spus la toate școlile. Și ce mai prejos? Nu, eu zic că mai prea sus bărbatul că mai prea jos. Și de vremea ce omul să nu se scrie și mai prea 10%. Acum lasă pe voia mea să... Cum ai văzut dacă vreți? Interesant ar fi fost dacă se putea accesa... Stai mă puțin, vorbeam aici de... Într-un minut, două mașini, ați fi înțeles exact de ce înseamnă. Acum aveți clientă și de casă. Și atunci aici se vede... Întrebarea care se... Nu, sau de pe telefon, dar și aici dau vise de o pași. Și de asemenea, de exemplu, să selecta țara care îmi interesează. Dar să știți că am accesat și biserica. Să se inventeze ceva ce nu este bărbat. Da? Deci... Cine inventa persoana? Este o funcție urbană a omului, dar care e care nu spus, vine de la Glenn, și acolo se identifică multe Asta nu. Dar și numele, deși fac și
La fel se întâmplă și în România, apar instituțiile care sunt vizate, deci non-judicial, de adică drumurile cele cetățenilor. Foarte puțin și scopul sensul unei opțiuni reale. Iar veniți, pe care pentru că au o experiență, să vă asumă, dar să vă asumă, dar să mulțumim frumos! Eu aș vrea să fac o scurtă precizare. Avem scrisă o conferință, de asemenea, cum ar spune colegul nostru, domnul Tărase, din Gașa, ghilimele de ecoare a acestei conferințe, colegul nostru din Turcia, de la Universitatea Onsekiz Marj, din Çanakkale, domnul conferențiar, doctor Hasan Aslan, care îi mulțumesc pentru efortul deosebit pe care a făcut pentru a ajunge la noi și sperăm să ne bucurăm de prezența domniei sale și a colegilor domniei sale și de aici înainte. Dumnealui ne va prezenta lucrarea realizată de domnia sa împreună cu colegii dumnealui, șanse egale la nivelul educației din învățământul superior. Vă rog! First of all, I would like to thank you, Professor Dr. Madalina Turescu, for this excellent and organizing committee tour for this excellent conference. We are very pleased to be here. That I hope that we will have our next conferences too. The title of our presentation is The Examination of Equal Opportunity in Higher Education. We prepared our papers between Osman Erdar Beyteki and Özgür Batur sitting there. The next one. First of all, we talk about higher education and globalization. The higher education systems all around the world are having a rapid change, and globalization is leading up to for these modifications. In the heart of organization, there is the idea of creating a new market which is fed by worldwide economic communities. Then, the higher education institutions are under the economic and political pressures. Then, as we get from this perspective, the economic actions are followed by political, cultural, and technological aspects that make globalization phenomenon a three-dimensional processes. Then, the first one is the prostration of the vision of the national government's role in social and economic developments with the essence of the vision where higher education is concentrated as the leading character in national growth but acceptance in equaling a national asset. Then another point is the consideration of the welfare state by means of a new vision that affects the finance public sectors in terms of governmental funding. The last aspect is the powerful effect of the commercialized, organized organizational culture of public sector all around the world. As we know that the main responsibilities of universities are teaching, research, but we are not doing very well to the public sector. Universities are an organization that perform a key role in contemporary societies by educating large proportions of the population and generating knowledge. Universities are morally accountable to society in general of scholarship, research, and leadership with the result
Nur că că de sporte parte viste Cele care îmi plac sunt mai puțin. The duties of education and research are generally combined into each other and carry on by scholars of public and private universities of the country. The teachers are not organized regarding their duties and their primary recognition. They have three dimensions of responsibility at the same time. In some countries, some universities focus on only research. Some universities focus on only teaching, but other part, public responsibilities are part of the most important thing that universities need to focus on. It is possible to say that institutions mainly focus on the first two missions, which are education and research, and the low quantity of graduate students that they are compared with undergraduate is likely to improve the situation. As we look at the tertiary education institutions are also experiencing the same trouble. Cannot from working practices to carry to their duties they are cited in the country's constitution. Even if the Constitution says that one of the responsibilities of universities, public services, expurgated practices, it cannot accomplish. It is hard to mention that there are good relations between the universities, industry, and society. Even if the issue of university industry is under examination for many years. Unfortunately, an active cooperation could be formed despite the effort and step they are making. The service-learning concept can be viewed as a bridge between the society and the university that can provide the ties. But without being restrained by the university level, student based projects, higher education institutions, must be an important component of the society by knowing that they have obligation to produce a better lifestyle and openness to the latest innovation with and resistance structure. Let's talk about a little bit corporate social responsibility. It is called as CSR. Corporate society responsibility is presented as a reaction to pressure from external stakeholders who may be adversely affected by company practices Jumătate de cât de bărbat. Cu gen, cu viteza, dar nu se poate. Jucante nu se poate, asta poate să mână. Nu se poate să mână. Nu are cum. Universities have an opportunity to embrace concerns of these stakeholders, such as students, faculty members, business supporters, and to be in responding in the realm of the practicing and communicating CSR. Universities are realizing that a competitive market in terms of creating an online stream will satisfy our need and attracting new students and addressing the concern of the business supporters. This strategy which incorporates CSR business style. Let's talk about the condition of the universities that is very important. Community engagement in
higher education is often described in terms of a cluster of activities that includes, among others, self-learning, self-teaching, programs, and research that address specific social, economic, and political needs. This needs for safety are beyond the education and research activities. The first mission, teaching and research, but not separate. There are many organizations and institutions within a social structure that are directly responsible for the development of the facilities and accomplishing the duties to fulfill the demand of the citizens. The structural characteristics of higher education in organizations, including academic work process and attendant attitudes and culture, may interfere with the abilities to sustain. Știu că te-ai pregătit foarte intens. Sigur că da, vă mulțumesc și eu de asemenea. În lucrarea pe care am abordat-o, am început cu o întrebare. Ce atitudine ar trebui fiecare stat în parte să adopte? O atitudine defensivă sau atitudine ofensivă în contextul acestor mari schimbări sociale? Respectiv, în subsidiar am tratat și același și în principal refugiații versus imigranții. În prezent, cel mai controversat subiect îl reprezintă acest val al imigranților sau cum mai sunt ei numiți refugiați într-un mod greșit de către televiziune, pentru că nu se face distinția clară între acești teme. Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite explică faptul că cei doi termeni au semnificații distincte, iar confundarea acestora aduce la probleme pentru ambele populații. Astfel, numim refugiat persoanele care fug de conflictele armate, persecuții. Situația acestora este atât de primeștioasă și intolerabilă încât ei trec granițele naționale pentru a căuta refugiu în țările învecinate, iar astfel devin refugiați, recunoscuți internațional, exact cum s-a zis puțin mai devreme, cu acces la asistență din partea statelor, a UNHCR și altor organizații. Ei sunt recunoscuți astfel, tocmai pentru că este mult prea periculos pentru aceștia să revină acasă și au nevoie de ajutor în altă parte. Acestea sunt persoanele pentru care refuzul acordării de azil are consecințe potențial mortale. Totodată, refugiații sunt protejați de o serie de legi internaționale. Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților definește cine este refugiat și enunță drepturile fundamentale pe care statele trebuie să le acorde acestor. Unul dintre principiile esențiale prevăzute în legea internațională este acela că refugiații nu trebuie expulsați sau mai rău retrimiși în situația în care viața și libertatea lor sunt amenințate. Pe celălalt palier se află imigranții, în schimb, care sunt persoane ce aleg să se mute nu din cauza unei amenințări directe de persecuție sau moarte, ci în principal pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții prin găsirea unui loc de muncă sau în unele cazuri pentru educație, sau chiar și întrecerea familiei, ori, indiferent, alte motive. Spre deosebire de refugiați, care nu se pot întoarce în țările lor în siguranță, imigranții nu se confruntă cu un astfel de impediment, dacă ales să se întoarcă acasă, vor continua să primească protecția guvernelor acestor. Revenind la situația actuală în Europa și în urmare de oameni care ajung pe mare, în Grecia, Italia și alte țări, ce sunt, refugiați sau imigranți? Aceasta este o întrebare principală. E bine, de fapt, se întâmplă să fie ambele. Majoritatea persoanelor care au ajuns anul acesta în state ca Italia și Grecia sunt considerate a fi producătoare de refugiați și pentru care este necesară protecție internațională. Cu toate acestea, o proporție mai mică de persoane provin din alte părți și pentru multe dintre acestea, termenul de imigrant ar fi cel corect. Revenind la întrebarea pe care am adresat-o la început, ce ar trebui să adopte fiecare stat în parte, problema ce se ridică este aceea că, alături de aceste valuri ale imigranților sau ale refugiaților, se pot infiltra, dacă nu au și făcut-o, teroriști. Jean Staciu, șeful Centrului Ungar pentru luptă împotriva terorismului, a declarat că este clar că teroriștii pot să pătrundă în Europa împreună cu aceste valuri ale imigranților, adăugând că Ungaria este de asemenea îngrijorat de amenințarea grupărilor extremiste statul islamic. El a notat existența unor organizații teroriste care au condamnat la comiterea unor atacuri în Europa. Această declarație era dată undeva la începutul lui septembrie. În prezent, pe 13 noiembrie, deja un dezastru și
are deși peste 300 de răniți. Este evident că o atitudine ofensivă nu este o soluție pe termen lung, pentru că alături de imigranți ilegali există și refugiați care cu disperare își doresc să scape de persecuțiile constante la care sunt supuși. În altă ordine de idei, atitudinea defensivă este o soluție pe termen scurt și este drept, dar această atitudine nu este o soluție a prevenirii umilitării grupărilor teroriste de a pătrunde în spațiul european, încât aceștia profită de haosul creat la punctele de frontieră, numându-le refugiați, ascultând și la adevărat scop în spatele numărului nevoi reale ale altor persoane, profitând de sentimentul de solidaritate al societății care poate să și sprijină, respectând atât tratatele internaționale, dar și drepturile naturale ale umanității. Din analiza acestui subiect, constatăm că mixul atitudinilor este evident și care de echilibru singurul în stare să realizeze și să susțină oricine aspectă să ai evenimentelor. Însă, cu cât există o lipsă mai mare de colaborare, între state, cu atât aceasta este imposibil. Contradicțiile politice dintre state, nevoile pe care acestea le doresc sau nu să le satisface, contribuie la ridicarea gradului de discrepanță între discrepanța siguranței naționale. Cauza actualelor migrații. Explicația acestor migrații masive este datorată faptului că se intră în cetățenia de război de conflict. Mai multe persoane pleacă în fiecare zi. În principiu, refugiații se opresc în țările vecine doresc să se reîntoarcă acasă. Așa s-a întâmplat în toate conflictele. În acest caz au trecut deja 4 ani, aproape 5 ani, de când refugiații s-au oprit în țările vecine. Respectivele țări deja se confruntă cu greutăți foarte mari în acordarea asistenței. Toată această capacitate a țărilor din jurul Siriei a ajuns la limită, iar oamenii trebuie să plece mult mai departe. O altă cauză pentru care aceste oameni migrează spre Europa este dată și de chemarea climei de rigoare acestora în Germania, țară care tot climele de rigoare îi dorește din grijina deficitului de forță de muncă și al populației cu îmbătrânite, dar și factori economici de interes în zonele musulmane, de unde Germania ar avea de câștigat. În realitate, Germania joacă în zilele acestea o carte istorică în marea geopolitică orientală din Orientul Mijlociu. Prin chemarea imigranților și primirea milioanelor de musulmani din Orientul Mijlociu, Germania vrea, cel puțin în opinia mea, să câștige un ascendent moral în această parte a unei geopolitică foarte sensibilă cu bucate resurse de petrol și mai ales din această perspectivă a ciumilor de civilizații etnico-religioase milenare. Milioanele de sirieni și irachieni numesc deja în mentalul lor proiectul Germania ca mama noastră a tuturor, cum declară în fața camerelor de la OTD. Este evident că cu eșecul intervenției americane în Irak și Siria s-a creat un vacuum politic în zonă. Se impune pacificarea zonei, granițele retrase. După primul război mondial, Franța și Anglia au trasat granițele Siriei, Libanului, Irakului, Iordaniei sau chiar Iranului. Cu regraniții în cont de tribuni, religii sau de popoare. Așteptările pe care migranții le au diferă. Dacă ne gândim la așteptări, când refugiații doresc în principal dorința să scape de această persecuție, de teama războiului care creează victime, atât de victime principale, implicate cât și victime colaterale, dar și nevoia de siguranță a viitorului. Dacă ne referim la imigranți, scopul acestora este să își îmbunătățească atât calitatea vieții, prin găsirea unui loc de muncă sau dorința de reîntrecerea familiei, ori orice alte motive care însă nu sunt de natura situației unui refugiat. Cu toate acestea, între frica de cunoscut și de necunoscut și certitudinea că totul va merge și mult, este evident de preferat speranța mai bine temperată și încrederea în resursele proprii. Ca și concluzie, considerăm că este important a se face distinția clară conform textelor de lege între refugiat și imigrant pentru a stabili statutul și regimul aplicabil fiecărei categorii. Prioritatea este pentru ajutorarea refugiaților, care din cauza situației, cum am spus, în care se află și stări de pericol semnificativă a propriei crezi, reprezintă la nivel global alerta de gradul roșu, astfel încât fiecare stat semnatar al Convenției privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951 are obligația de a asigura și de a garanta dreptul acesta, respectiv dreptul refugiaților. În privința imigranților, este important a se face deosebire între cei care au pătruns în țară sau în limitele teritoriale ale unui stat prin mijloace legale, dar și cei care au pătruns prin mijloace ilegale.
astfel statele au obligația de a le asigura drepturi egale celor care respectă legile statelor în care au emigrat și totodată statele au drept de reintegrare în țările de origine pe cei care sunt veniți în mod ilegal. Din analiza acestui subiect, considerăm că mixul atitudinilor este evident și care de echilibru singur în stare să realizeze și să susțină ordinea mireasa evenimentelor. Însă, cu cât există o lipsă mai mare de colaborare între state, cu atât aceasta este imposibil. Contradicțiile politice dintre state, nevoile pe care acestea le doresc sau nu astfel, ale satisface, contribuie la ridicarea gradului de discrepanță a siguranței naționale. În încheiere, reținem o scurtă remarcă aplicabilă oricărei categorii de migranți, indiferent de origine sau de contextul social, politic, național sau internațional existând în perioada emigrării. Remarca care reprezintă și concluzia noastră astăzi. Viața oricărui migrant este marcată constant de valoarea comparativă a realității acolo, aici, la noi, aici, la noi ei, respectiv ai noștri, aceștia, etc. După ce la începutul liberalismului se concretizează în special pe varietate și pe calitatea produselor din magazine, a prețurilor, pe curățenia sau mărturia de pe străzi și a altora de acest gen, după câteva luni se adaugă pe cele despre natură, climă, relații cu autoritățile sau cu funcționarii publici. Apoi, după o cunoaștere mai profundă a țării adoptive, majoritatea comparațiilor se îndreaptă către relații interumane, obiceiuri sau mersuri pe termen lung al economiei. Astfel, încet, încet, la nici, controlându-se totodată o viziune proprie, dinamică, asupra noii țări, conștiința colectivă se adaptează și depinde noi atitudini care se cuprinde și pe noi veniți. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, ai foarte mare dreptate, chiar mă gândeam acum de ce vezi de aici, dar ți-a ales tema de licență. Dar trebuie să spun că ai făcut așa. Dar nu e asta, înțeleg, din păcate. Acesta este, în opinia mea, un subiect care, fiind foarte cotidian, el trebuie să fie înțeles ca atare. Exact cum am spus și la început, mass media promovează pe ecrane simptomul acesta emigrant. Ei au venit, într-adevăr, în urmărul acesta atât de mare, dar trebuie să se facă clară distinția între un imigrant și un refugiat. Pentru că refugiatul este, de fapt, victima care vine și bate în primele la porțile frontierelor și care chiar are nevoie de ajutorul nostru. În continuare, cei care o să citească conținutul lucrării o să vadă că este importantă această distinție. Pentru că imigrant pot să fiu și eu cel care mă duc într-un alt stat, fie pentru că vreau să studiez, fie pentru că vreau să învățesc un lucru pentru că mai bun. Dar eu nu sunt o problemă, să spun, pentru respectivul stat și eu nu am o problemă care să mă constrângă să părăsesc teritoriul statului meu. Absolut. Mulțumim frumos. Pentru că are legătură cu subiectul tău, am zis pe domnișoara Alexandra Bucur să ne prezinte în cam 5 minute practice, să pregătește domnul profesor. Bună ziua, vă mulțumesc. Având în vedere că teza mea de doctorat se axează pe fenomenul migrației și integrării migranților, astăzi voi aborda principiile discriminării în contextul actual al migrației la nivelul Uniunii Europene. Încă de la începutul anilor 1990, fenomenul migrației cetățenilor țărilor terțe către statele Uniunii Europene a căpătat amploare.